Ieri, inedita a avut loc în această dimineață în capitală, un tânăr s-a răsturnat cu mașina într-o fântână din zona Piața Constituției după ce a pierdut controlul volanului. Tânărul ar fi derapat pe șoseaua umedă, a plonjat cu mașina în fântână, s-a izbit de pereții acestea, iar apoi s-a răsturnat. Ca prin minune, șoferul a reușit să să singur din autoturismul distrus și a scăpat fără nicio zgrietură. În urma testării pentru alcoolemie, rezultatul a fost negativ.